Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Campus.pi. Situația școlii de la Scutelnic este una, n-am vrea să-i spunem dramatică, dar este oricum destul de urâtă, iar acum, în acest moment, este una incertă. După săptămâni bune în care nu și-au primit salariile, în care au avut parte doar de promisiune, au existat și perioade în care nici măcar promisiunile nu existau, erau doar speranțele. Iată, ușor-ușor încep să vină promisiuni către profesorii de la Scutelnic, cât sunt ele de adevărate, de reale și cât pot fi de ușor de pus în practică, rămâne să vedem în zilele următoare despre situația școlii de la Scutelnic și a profesorilor, dar și a părinților și a elevilor de acolo. Discutăm în această seară cu invitatele mele. Este vorba despre doamna Ana Maria Stanciu, profesor titular de limba și literatura română la școala din Scutelnic. Bună seara! Bună seara și bine ați venit în studioul nostru! Și doamna Doina Todoruț, lider de sindicat la școala gimnazială Scutelnic. Bună seara, dumneavoastră, vă spun bine ați revenit. Din Mulțumesc păcate, ne-am mai întâlnit odată și spun din păcate pentru că vorbim despre acest incident. Exact, care e de durată, din păcate, a fost de durată. Și dumneavoastră sperăm... încă vă văd că chiar și prin modul de exprimare, faptul că a fost de durată, aveți încredere că se va termina curând. Am toată încrederea, mai ales că doamna prefect Mariana Buleandră, domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Cristian Băgiu, au încercat și au fost alături de noi și le mulțumim și dânșilor și domnilor și doamnelor jurnaliști care au fost alături de noi și le mulțumim și pe această cale vă mulțumim mult pentru tot sprijinul. Au încercat și se pare că marți în sfârșit se finalizează cu un ajutor de 2,5 miliarde din partea Consiliului Județean. Cum vor fi acești bani? Vor disloca efectiv către dumneavoastră? Vor fi ca un fel de împrumut? Cum bănuim că este un împrumut. S-a spus o suplimentare de buget la ședința la ședința buget cu domnul subprefect, care a avut loc ieri la școala Scutelnic și la primăria Scutelnic. Aveți încredere? Bun, asta e pe de o parte. Ar fi una dintre promisiuni. Alta care ar fi? Există vreo șansă din partea consilierilor care nu au fost de acord cu acea... Se pare că toate demersurile noastre le-au schimbat un pic optica și au venit domnul viceprimar. A venit astăzi la Buzău și a anunțat că mâine se face o ședință la primăria Scutelnic a consilierilor locali și va semna, va fi de acord cu alocarea acelei sume către constructor. Dumnealui, dar consilierii? Și consilierii. După toată această perioadă în care ați primit și promisiuni și tot felul, mai credeți? Noi vrem să credem. Vrem, pentru că vrem să se termine coșmarul ăsta. Ne-a dat sănătatea peste cap, programul, suntem cu totul bulversați și vrem să vedem că, să simțim că se termină cu totul această poveste foarte urâtă. O să discutăm îndată și despre cât de greu v-a fost să vă descurcați, nu ca și cadre didactice, ca oameni în toată această perioadă. O să vă întreb și dacă ați fost plecate în vacanță, dumneavoastră sau colegii dumneavoastră, cred că nu s-a pus problema anul acesta de vacanță. Dar înainte de asta aș vrea să vă întreb cine considerați că... sau ați căutat vreodată un vinovat pentru toată această poveste? E foarte ușor de aruncat cu noroi sau să arătăm cu degetul către cineva. Cred că ar trebui să privim în fiecare dintre noi și să încercăm nu să răspundem la rău cu rău, iar oamenii care greșesc nu sunt chiar atât de răi. Trebuie să vedem și partea bună a fiecărui om. Faptul că se rezolvă acum, parcă toată lumea o văd altfel. Noi avem puterea să trecem peste orice. Nu suntem dușmănoși. Noi dorim o bună colaborare. Parcă am vrea să ștergem cu buretele totuși și să facem ceea ce trebuie să facem.
Și la ediția trecută, când am stat de vorbă și dumneavoastră erați încrezătoare că da, în scurt timp se va rezolva problema, eu am fost sceptică de la bun început și iertați-mă că vă spun, dar sunt sceptică și acum, până în momentul în care nu văd situația rezolvată, nu pot să cred și vă spun și de ce. Pentru că, dincolo de problemele noastre financiare, dincolo de situația de la, din Consiliul Local, de la, din Comună, dincolo de rugămințile și toate cele ale inspectoratului și ale prefecturii către conducerea primăriei, este vorba despre copii. Exact. Iar când totul se rezumă la copii și există riscul, chiar dacă dumneavoastră n-ați permis până acum ca această situație să se reverse cumva asupra copiilor, la un moment dat veți fi nevoiți, dacă nu veți primi în niciun fel banii, da, aici este supărător și chiar dureros. Sperăm că au înțeles autoritățile că nu mai putem continua în această situație și că trebuie să luăm măsuri drastice. Nu putem să continuăm cursurile neplătiți. Și cred că asta ne oferă ceva speranță, că s-a văzut că am ajuns la limita limitelor, la capătul puterilor. Și spun că suntem optimiști pentru că miza sunt copiii, da, viitorul lor, și atunci cred că peste toate animozitățile, peste toate neînțelegerile, să le spun că suntem oameni maturi, poate vom da cu toții ocazia să demonstrăm că avem vârsta care o avem și ne gândim la binele copiilor, cum de fapt tot timpul a fost, dar... Din partea telespectatorilor a venit un SMS. Bună seara! Cum este posibil după atâta timp acești oameni nu pot să-și primească banii? Uluitor! Este și este umilitor. Nu putem să spunem prin câte situații jenante am trecut ca oameni de când s-a întâmplat lucrul ăsta. Și tot timpul am încercat față de copii să arătăm că suntem foarte puțin afectați. Am vrut să le dăm un exemplu de verticalitate, de oameni care nu suntem încrâncenați, nu suntem înrăiți, pentru că noi trebuie să fim un exemplu pentru copiii noștri. Până la urmă, cred că nu există autoritate în județul Buzău care să nu fie intervenit pe lângă primăria Scutelnici să se rezolve această problemă. Chiar dacă este filmat, nu cu foarte multă vreme în urmă, avem un material pregătit pe care aș vrea să-l difuzăm. Un material în care se vede o discuție avută cu doamna prefect, cu domnul primar, da, cu domnul viceprimar. O să rog pe colegii mei să difuzeze acest material, după care ne vom întoarce în studio și vom discuta și vom citi și SMS-urile venite din partea telespectatorilor. Mai mult nu pot să fac. Am 6 luni de zile, de știți foarte bine, de când mă lupt să facem așa ceva. Haideți să mai mult facem campanii decât haideți să facem aici ceva. Zău așa. Care-s consilieri? Cei care au fost de... Care suntem de la început pentru deblocarea situației. Să fac o glumă? Haideți câți mai mulți de la presă. Vă trecem consilieri și adoptăm actul administrativ. Mai sunați odată, domnul secretar, la ceilalți consilieri. A întrebat domnii de la presă de ce nu votează, pentru că este fraudă. S-a suit în mașină și a plecat. Toată lumea. Asta a fost Consiliul Local dumneavoastră. Trebuie să găsiți până la urmă să ajungeți la un acord cu consilierii locali, fiindcă nici prefectura nu are ce să vă facă, nici noi personal nu avem ce să vă facem. O să ajungem în situația dizolvării, dar asta nu e o treabă foarte bună pentru comunitate. Ce faceți? Dizolvarea, instanța analizează situația de fapt și de drept a dizolvării Consiliului Local. Poate să dureze un an de zile. Gândiți-vă că aveți buget de adoptat, gândiți-vă că aveți rectificări bugetare de făcut și tot felul de treburi pe care le faceți în comunitate și nu aveți cum să le rezolvați. Și conflictul de aici, haideți să-l mă lăsați pe mine singur să o rezolv cu ei. Noi am adresat și astăzi s-a auzit că o să veniți dumneavoastră aici și o să vin cu oamenii noi și o să vă batem, nu știu ce să vă facem. Noi nu suntem o comună de huligane aici. Dar la un moment dat s-a ajuns să negociem legea. Un articol spune așa, un articol spune așa. Eu nu sunt persoana care negociez legea. Eu doar atât spun că legea trebuie aplicată. Mai ales în situația dumneavoastră când suntem în fața unui titlu executoriu.
Da? Deci nu comentez că e bună hotărârea, că e proastă, trebuie să o pun în aplicare. Mă obligă inclusiv legea contenciosului administrativ. Este amendă pe primar dacă nu pune în aplicare un titlu executoriu, până la urmă se ajungem și în sfera penalului. Dar nu asta este important. Cum vă înțelegeți să deblocați situația? Rugămintea vine la mine în calitate de om, de părinte, de prefect, ce vreți dumneavoastră? Dacă dumneavoastră, domnul viceprimar și ceilalți consilieri, considerați că primarul a furat, considerați că primarul a încălcat legea, veniți la mine cu toate argumentele și eu personal vă ajut să-i formulăm plângere penală. Și am de față toată presa. Dacă dumneavoastră în situația asta considerați că a greșit, veniți cu documentele, mergem acum cu toții la prefectură și formulăm plângere penală. Dar trebuie să avem motive temeinice, nu așa pe speculații, nu pe vorbe. Trebuie să avem probe. În cazul ăsta, care sunt probele? Spuneți-mi, dumneavoastră sunteți consilier, știți mai bine care e situația aici. Cu dumneavoastră, domnul Raban, am înțeles bine numele, da? Da. Cu toți, de fapt, consilierii am stat 2 ore în sală. V-am explicat, eu am crezut că înțelegeți toți. Fiindcă presa de față aici, vreau să vă spun atâta. Deci, eu îi rog pe toți consilierii, pe toți cei 11 consilieri, și i-a rugat și doamna prefectă să ia act, să deblocheze această situație. Dacă eu personal, ca primar, am o problemă și am furat de la școală sau cu firma respectivă am furat ceva de la școală, se poate face tot de cei 7 consilieri care nu sunt de acord, plângeri penale și doamna prefectă v-a spus și dumneavoastră și mie în fața aceea că îi va ajuta, ajută personal până acum. Și eu vă spun că n-am nimic împotrivă să-mi fac așa ceva. Și acum, auziți, deja am făcut plângerea. Foarte bine, domnule, au suspiciuni pe treaba asta. Nu, nicio problemă. Deci asta am vrut să spun și eu. Deci pentru tot ce zic am făcut și am fraudat acolo, există și pentru chestia asta lege și pentru mine, exact. și pentru toată lumea care a furat de la școală sau din altă parte. Decât să ajungeți în situația dizolvării, mai bine faceți ceva pentru comunitate. Și întrebarea mea la dumneavoastră, ca reprezentant al statului, că aveți calitate de viceprimar, care este motivul pentru care nu puneți în aplicare un titlu executoriu? Care este motivul? Argumente legale. Nu? Argumente legale, nu că a furat ăla sau a furat ăla. V-am zis, dacă dumneavoastră considerați sau apreciați că sunt întrunite, mă ascultați, elementele constitutive ale unei infracțiuni, eu personal vă ajut să facem plângere penală în calitate de jurist, vă ajut să faceți plângere penală primarului. Aceasta este adresată către școală, nu către primărie. Noi raportăm, noi vă spunem dumneavoastră, am avut și la prefectura, am înștiințat și mai sus și la organele de cercetare, o hotărâre, o decizie a Curții de Conturi în urma auditului financiar executat. Să plătesc și raport. Deci noi și de aia nu putem aproba. Deci, pentru că s-a stabilit un că există un prejudiciu care trebuia să formeze o comisie pentru stabilirea valorii acestui prejudiciu. S-a dat în decizie recuperarea sumelor plătite ilegal pentru că lucrările au fost neexecutate. Dacă tot veni vorba de această școală, din 2007 și până acum s-au cheltuit 12 miliarde și școala dintr-o unitate funcțională a devenit o ruină. Unde sunt banii aia? De ce plătim noi constructorului? Ăla constructorul a câștigat un instanță cu niște hârtii semnate fără lucrările executate. Știu și am citit cu mare atenție raportul Curții de Conturi. Noi am înaintat și cu domnului secretar motivul pentru care noi suntem votăm împotrivă. Ascultați acum. Ne solicită să urmărim ducerea la îndeplinire a deciziilor luate a acestui organism
Și mai spune că se constituie o comisie de experți în construcție, nu de la noi la plan local. Ce să facem noi? Cine să construie? Cine să facă parte din această comisie? Trebuie să vină un expert în construcții civile care să stabilească dacă într-adevăr lucrările au fost executate, dacă materialele au fost folosite integral conform devizelor și raportelor financiare. Sprijinul de la mine l-aveți pe partea asta. Dar ce treabă are una cu alta? Dacă noi aprobăm, ce ne poate apăra pe noi Consiliul Local la primul audit financiar? La primul audit financiar, când se va constata că noi am efectuat plăți ilegale pentru că lucrarea nu este executată, vom deveni aceeași, aceeași situație care, în care se află domnul primar acum. Vă răspundem solidar și constructorul și ordonatorul principal. Ce lege ne asigură nouă? Nu, în baza cărui temei. În baza titlului executoriu. Nu, neapărat pe noi că am făcut plata aceea ilegală și pe urmă ni se va solicita recuperarea acelor sume plătite ilegal. Nu. În cazul în care nu se va duce la îndeplinire, vom suporta aceste sume și mi se va amputa, ni se vor imputa sumele plătite ilegale. Nu este adevărat. Cine v-a spus dumneavoastră? Curtea de conturi, doamna prefect, uitați aici, aveți și decizia și... Am revenit în direct și chiar dacă acest material a mai fost difuzat atât la noi la Campus TV, cât și la celelalte posturi locale și naționale de televiziune, am vrut neapărat să-l urmărim pentru că vreau să-l întreb pe invitatele mele din această seară care a fost urmarea acelei ședințe. Am văzut cu toții strădanile tuturor de a încerca să se rezolve problema. Care a fost urmarea acestei ședințe? Doar noi, domnul primar, consilierii care sunt de acord, părinții și noi care am luat la cunoștință. Restul domnilor consilieri și domnul vice nu a vrut nici cum să susțină un dialog, să reușim să mergem mai departe. Bun, dar în toată perioada asta, comuna e mică. Sunt convinsă că ați fost la școală, v-ați întâlnit pe stradă. Cum se pot uita către dumneavoastră când știu că ar putea, că nu sunt ei vinovați? Bun, dar în mâna lor stă rezolvarea problemei. De exemplu, ieri părinții s-au dus la primărie și au fost pur și simplu ignorați, li s-a făcut cu mâna din mers și întrebat fiind ce se întâmplă cu copiii. Li s-a făcut cu mâna la propriu? Da. Părinții așa au spus. Din mașină ne-a făcut cu mâna. Zâmbind. Zâmbind. A sunat un părinte și a întrebat, noi ce facem cu copiii? Puteți să-i duceți la orice școală vreți. La care părinții, normal că s-au revoltat și au spus, noi avem domiciliu în Scutelnici și este logic ca și copilul să aibă școala în aceeași localitate cu domiciliu. Și mulți nu au posibilitatea financiară să-i ducă în altă localitate la școală. Bineînțeles, înseamnă cheltuieli suplimentare, iar părinții, mai ales de la țară, care știm cu toții că 80% dintre ei nu au un venit, să ne fie cu iertare. Am primit câteva SMS-uri din partea telespectatorilor. Un telespectator ne întreabă, ne spune, bună seara, păcat că toate aceste probleme create prin încăpățânarea acestor consilieri se răsfrâng asupra copiilor. Exact, exact ce vorbeam noi mai devreme. Un alt telespectator întreabă, de ce arată acea școală de 16 miliarde așa dacă nu sunt vinovați? Unde este directoarea? Ea ce face? Ce spune doamna director? Dacă ar exista, este un domn director deosebit. Întotdeauna a încercat să trezească noi dorința de a ne autodepăși. Tot timpul, toate cadrele didactice care au venit în școală și-au desăvârșit pregătirea profesională, pe toată lumea a încurajat, n-a lăsat pe nimeni să nu se înscrie la gradele aferente profesiei noastre. Iar chiar dacă a avut probleme de sănătate vara asta, a fost cu noi tot timpul. La toate ușile la care a trebuit să batem, nu am fost singuri. Nu un alt spectator spune rău. Să fie întrebat vicele unde sunt banii. A fost președintele Comisiei de Licitație și a semnat toate devizele de lucrări.
Pe noi ne-ar fi mulțumit... Este informația pe care am primit-o și eu, că domnul vice este cel care ar fi semnat devizele de lucrări. Dumneavoastră ce știți? Și noi am auzit același lucru, dar trecând peste asta, era mult mai bine să semneze, să fie de acord. De exemplu, în 2012, Consiliul Județean a alocat suma de 2,8 miliarde primăriei, cu scopul de a rezolva o parte din datorii. Domnii consilieri nu s-au pus de comun acord și, ca urmare, această sumă s-a reîntors de unde a venit. În ianuarie 2014, la fel dânsii au fost contra semnării bugetului și se gândeau să ne taie și de contul. Asta ce asta demonstrează? Asta vă determine să nu mai veniți la școală. Un alt mesaj din partea unui telespectator, două cadre didactice deosebite, felicit... Felicitări pentru tăria de care dați dovadă, se vede educația și bunul simț. Păcat pentru ceea ce trăiți. Telespectatorii, ca și data trecută, vă înțeleg. Le mulțumim pentru mulțumirea dumneavoastră. Toate cadrele didactice din țară și bănuiesc că toți care îmbrățișează această și practică această meserie sunt oameni foarte calzi, oameni care nu țin dușmănie, oameni comunicativi. Poate părem slabi că nu avem putere din mai multe puncte de vedere, dar nu suntem oameni răi și nu suntem oameni care să creăm disfuncționalități în această societate în care trăim. Bună seara, vă urmăresc și am rămas fără cuvinte. Mă întreb în ce țară trăim. Trăim într-o țară în care au ajuns să facă voluntariat profesorii pentru că nu-și primesc banii. Bună seara, vă felicit pentru emisiune, mulțumim. O felicit pe doamna prefect pentru implicare. Păcat că acești încăpățânați consilieri și viceprimar nu văd realitatea, spune un alt telespectator. Un alt mesaj din partea unui telespectator. Doamne, cum poate minți în halul ăsta? Toți părinții știu ce Da, este un mesaj care nu aduce laude doamnei director. Doamne, cum poate minți în halul ăsta? Toți părinții știu ce femeie este doamna directoare. Nu, e adevărat. De ce nu mergeți incognito să întrebați părinții? Spune un telespectator. De ce sunt dovezi de ieri, alaltăieri, când au venit de la o televiziune, doamna director, părinții, și chiar s-a exprimat, nici nu să știe care sunt părinți, care sunt profesori, pentru că toți eram în... Nu, sunt din partea domnilor care întotdeauna ne-au denigrat, întotdeauna au vorbit urât. Dar eu sunt obligată să citesc mesajele venite. Dar noi încercăm să-i vedem ca oameni, nu ca niște persoane care aruncă cu noroi în noi. Aș vrea să-mi spuneți, în acest moment punctual, câți profesori au plecat, câți au venit, câți lipsesc, câți pensionari au venit să facă voluntariat la școală la dumneavoastră? Da, și ce oameni deosebiți au venit. Care e situația în acest moment? În total suntem 25 de cadre didactice. Sau ar trebui să fiți 25. Da, nu avem o învățătoare și o educatoare. În rest, sunt pe post. Și doi pensionari anul ăsta și o doamnă pensionară anul trecut. Dar toată lumea, ce am apreciat și ne-au dat un curaj fantastic, de când au venit, am intrat la ore, nu a spus nimeni, dar cât o să... La început erau un pic îngrijorați. Am început orele, au uitat de problemă și până să plecăm, nu e așa că nu o să mai dureze mult, dar toată lumea a avut și dă dovadă de un devotament și le mulțumesc și pe această cale că, deși sunt noi, s-au mulat pe problema noastră, s-au integrat, nu a venit să fie ca un element nearmonios. Nu. Toată lumea e alături. În urma apariției acestei probleme, 6 cadre didactice au plecat de la Scutelnici. Da.
Sunt, da, 6 sunt. Într-o emisiune în care am avut o invitată pe doamna inspector general, doamna Geta Burducea, dumnea ei mi-a spus că personal a discutat cu cadrele didactice ca să rezolve această problemă. Iată, situația nu e foarte gravă din acest punct de vedere. Nu. Lipsește un educator și un învățător. Cum se rezolvă și problema lor? Adică ce fac copiii în această perioadă atâta vreme cât lipsesc educatoarea și învățătorul? Încercăm cu greu să sublinim situația. Domnii învățători mai încearcă, le dă de lucru, îi mai ia în clasă când se poate. Încercăm, sau noi profesorii, dacă venim mai devreme, o poveste, hai să ne aducem aminte ce am mai făcut. Încercăm să simtă cât de cât, dar din ce în ce ne e foarte greu. Dar nu se asigură o continuitate la clasă ca să știe copilul ce are de făcut pentru ziua următoare? Nu. Se poate. Ce clasă este situația aceasta? Acum nu-mi dau seama care clasă. Deci la clasa a patra este, cred că a doua cu a treia simultan. Situația e mai gravă dacă sunt practic două clase, numai că numărul mic de copii a făcut să fie aduși la un loc. Doamna cu a doua și a treia parcă este. Sinceră să fiu, nu mi-aduc aminte acum ce clasă. Da. Cred că nu e ușor. Nu e ușor, nu. Câți copii suferă? Sunt? Aproximativ 30 de copii, o clasă. Nu, mai puțin. Sunt mai puțin. Că de aceea s-a și creat simultanul ăsta a doua cu a treia. Până în 20, cred. Bun, situația nu e bună deloc. Invitatele mele din această seară sunt, trag speranța că se va rezolva problema. De la același număr de telefon mai primim un SMS. Un singur adevăr, spune doamna de geografie, și anume că sunt profesori deosebiți acolo. Este adevărat, sunt și au fost profesori deosebiți în acea școală, dar că cineva a avut grijă să distrugă această școală și dumneavoastră știe cine sunt acele persoane, cele pe care le ridică atât în slăvin. Nu, domnul încearcă să ne scoată din sărite, dar nu. Noi suntem oameni civilizați și toți care au plecat s-au titularizat. Și normal că doamna nu putea să... Sunt cadre didactice care au câte doi copii, au bănci. Ce putea să le zică? Nu vă dau acordul și stați aici cu noi? Un om care n-ar fi ajutat un om un cadru didactic să se titularizeze și nu-l lăsa la mai bine, asta demonstrează că e un director rău? Eu nu cred. Sunt școli unde nu s-a dat acordul pentru titularizări. Doamna, în schimb, a dat această șansă, trenul ăsta nu-l mai poate avea altă dată. E un articol care azi este, mâine nu este. Nu este un om rău. Întotdeauna a creat un cadru în care fiecare om să se desăvârșească. Ce vroia să lase haos? A, tu nu-ți faci treaba, tu du-te, stai 10 zile plecat, lasă că treaba merge, stă altcineva. Nu e adevărat. Cum o vedeți pe doamna director? A fost întotdeauna foarte aproape de noi. Considerați că ar avea vreo vină în toată această situație? Nu cred că poate să aibă doamna directoare vreo vină. Nu știu istoricul, dar nu cred. Pentru că nu depindea de dumneei. Până la urmă, această dacă lucrare... stăm un pic să ne gândim, această lucrare a fost contractată de Guvernul de spun, României. Nu exact. Cred. Guvernul așa României care n-a plătit lucrarea. Da. Școala împreună cu toate cele trece către primărie, da? Da. Mai ales când ea a fost centru bugetar la centru Pogoanele. Centru bugetar de la Pogoanele, da. Apoi trece către primărie. Este întrebat sau nu primarul dacă primește această școală cu toate datoriile ei? Din câte știu eu, nu. Chiar la o discuție domnul exact. Primar a spus că nici măcar nu a semnat. Da. Primăria, acum consilierii locali, în speță acești consilieri locali care n-au acceptat să... Da. Voteze pentru ca suma respectivă care ar fi trebuit alocată renovării primăriei exact. Să fie trimisă către școală și așa am ajuns în această situație. Tocmai. Nu prea reușesc să o văd pe doamna director în toată această ecuație. E adevărat că poate și telespectatorul nostru care ne-a trimis SMS-urile
poate știe și dacă știe lucruri concrete, l-aș invita să ne spună concret despre ce este vorba. Până atunci luăm o scurtă pauză publicitară și în momentul în care vom reveni în direct vom discuta și cu un părinte să vedem care este situația, dar le vom ruga și pe invitatele mele din această seară să ne explice cum au reușit timp de 3 luni de zile să se descurce fără niciun leu salariu. Scurtă pauză publicitară.